Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Alba, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Alba Iulia, au efectuat 87 de percheziții în județele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui și în municipiul București, la sediul unei societăți comerciale care are ca și obiect principal de activitate distribuția combustibililor gazoși prin conducte, precum și la punctele de lucru ale acesteia. Potrivit informațiilor puse la dispoziția presei din cercetări, a rezultat bănuiala rezonabilă că în perioada 2018-2019, la nivelul unuia dintre centrele de operațiune ale societății, ar fi fost modificate fișe de defect, raportându-se un număr mai mare de defecte cu pierderi de gaze naturale. Astfel, ar fi crescut în mod artificial consumul tehnologic la nivelul societății care ar fi fost transmis lunar către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar fi fost acceptat la stabilirea tarifelor de distribuție a gazelor naturale, impactul valorii totale fiind de 10,4%. Prin transmiterea acestor date, Societatea de Distribuție a Gazului ar fi indus în eroare instituția care reglementează activitatea în acest domeniu, iar acest lucru ar fi condus la stabilirea unor tarife eronate de distribuție a gazelor naturale, susțin anchetatorii. În Maramure s-au făcut patru perche iziți însă în alte județe descinderile s-au făcut în mai multe locații. Cercetările sunt efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual și uz de fals, în acest moment fiind începută urmărirea penală în rem.